Târgujienii care desfășoară activități comerciale în propriile locuințe vor fi nevoiți să plătească impozit separat pe fiecare cameră a imobilului. Asta pentru că noul cod fiscal prevede cote mai mari de impunere pe spațiile destinate activităților comerciale. Va fi o clădire mixtă, situația în care impozitul se va calcula diferit în funcție de suprafață și de destinație, se va însuma și va fi cu totul altceva. În această situație, târgujienii vor fi nevoiți să declare suprafața din imobil pe care o utilizează firma și suprafața folosită ca spațiu de locuit. Pentru suprafața destinată unității economice vor plăti un impozit de 5 ori mai mare. Contribuabilii noștri au obligația ca până în 31 martie să-și clarifice situația, să depună declarații, pentru că după această dată vom merge în teren, vom inventaria toate aceste imobile și lucrurile vor sta altfel. Altfel, înseamnă că cei care nu declară până la 31 martie spațiul utilizat pentru firmă și spațiul de locuit vor plăti impozit de 5 ori mai mare pentru întreaga suprafață a imobilului.